Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. În această dimineață dialogăm cu unul dintre oamenii care au băgat cei mai mulți bani în fotbalul românesc. Este vorba de fostul patron al Vaslui, Adrian Porumboiu. În ora ce urmează vom încerca să îl provocăm pe domnul Porumboiu să comenteze subiectele de actualitate din fotbal, dar și să ne povestească amintirile pe care le are din perioada în care patrona echipa moldavă și o perioadă în care oferea salarii de multe sute de mii de euro unor fotbaliști ca Sămărtean, Marius Nicolae, Pancu, Wesley sau Adalton. Sunt doar câteva nume dintre fotbaliștii mari pe care Adrian Porumboiu i-a avut la FC Vaslui. În studioul ProSport Live suntem alături de Carmen Mandiș. Sărâna, Carmen. Bună dimineața. Care este fotbalistul care te-a impresionat pe tine personal cel mai mult din era Vaslui? Nu pot să zic mai mult. Fac un top 3. Adailton, okay. Wesley și Madson, pentru că era acel ceas, acel punct fix de care avea nevoie FC Vaslui și nu se vedea, nu ieșea în evidență. Adică își făcea treaba. Iar Adailton cred că este în topul străinilor din Liga 1 pentru mine cele mai reușite, dintre cele mai reușite transferuri. Bun. Și tot să vedem, felicitări pentru așa ceva. O să vedem ce o să zică domnul Porumboiu. Bună dimineața, domnule Porumboiu! Bună dimineața! Să rămâine, domnișoară, bună ziua, domnule, bună ziua celor care ne urmăresc. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, domnule Porumboiu. Da. Nu o să scăpați ușor în dimineața asta, că avem multe să vă întrebăm. Aș face doar un scurt comentariu la ce a spus domnișoara mai devreme. Vă rog. Într-adevăr, primii doi sunt indiscutabili, și Adailton și Wesley, jucătorii cei mai reprezentativi, dar, așa cum spuneați dumneavoastră, au fost jucători care, cu mult peste Madson, mă refer în primul rând la Sămărtean, Marius Nicolae, plus Pancu, stați, că nu ignorăm nici am aștept să ne dorim Porumboiu, fiecare cu preferințele lui. Da, da, am avut o pleiadă de fotbaliști chiar foarte, foarte buni, dar, mă rog, e istorie. Acum discutăm de corect ce se întâmplă în fotbalul actual. E, repet, acei jucători aveau o calitate suplimentară și pe lângă ei chiar dacă nu juca alături de acești jucători adevărați fotbaliști, fotbaliști, nu jucători de fotbal, Stanciu cred că nota pe undeva pe la o echipă. Și ăsta e un subiect de discutat, într-adevăr, despre Nicușor Stanciu și perioada pe care a avut-o la Vaslui. Dar vreau să vă întreb acum, cum vă feriți de coronavirus și cum trăiți în perioada asta de izolare, de pandemie, în primul rând? Ca orice om normal, te ești tot timpul, mă rog, folosești masca, folosești mănușile. Păi sunt un lux. Da, nu sunt chiar un lux, dar cu siguranță sunt o necesitate. Mă rog, sunt presiuni suplimentare, care nu numai asupra celor care stau în casă și asupra celor care, mă rog, lucrează, care sunt în șomaj. E o situație care n-am crezut, dar uite, în viață se întâmplă și poți să vezi și lucruri care nu credeai că o să se întâmple. Și s-au întâmplat și se întâmplă din motive care, cum spun, nu ne scapă. O realitate care pare a fi cruntă, de ce s-a ajuns în această situație. Și nu e subiectul emisiunii noastre sportive, că ar fi multe de comentat. Dar vă văd așa destul de relaxat. Nu păreți afectat, speriat în vreun fel de situația asta. Ce ați vrea să facă? Normal, ce ar putea să nu, mi-e convine că sunteți invitați și sunteți bine dispus. Da, dar avem alte exemple de panică sau care se laudă în fotbal că deja au avut ei de mult coronavirus. Da, poate ar fi avut mai multe coroane, dar mă rog, nu discut de fiecare. Ai construit așa cum este construit și corect. De unii spun că nu se apropie, de alții spun că sunt tare, alții sunt mai, mă rog, fiecare cu comentariul lui, dar unele sunt care mai de care mai năstrușnice. Așa este. Pentru că trăim o perioadă în care, sincer să fiu, nu vreau să intru abrupt în miezul acestei discuții, sunt uluit de prețurile, ce transferul să fac, câte zeci de milioane de euro costă un jucător, cu cât se va vinde. Pe mine mă, și în fiecare zi s-a transferat nu știu unde. Mai aștept să spună că, nu știu, până la ce echipe, că la Nottingham, pe unde mai au nici la Marea Brăilă să văd că-i transferă, dar cu niște prețuri te doare capul, 10-20 de milioane.
Când ei săracii nu știu să, dacă dau o pasă de 40 de 50 de metri cu exteriorul, a doua zi își fac întorsă la gleznă. Băi, oameni buni, sunteți chiar de unde, Doamne, iartă-mă, 10-20 de milioane? Adică nu vă să... plac Florinel Coman și Denis Man? Nu, nu mai, dar cum, nici nu pot comenta de prețurile care se aruncă pe piață. Când ei trebuie să crească, trebuie să, cum spun eu, să progreseze și să-i văd și eu într-o dispută, mă rog, la meciurile care se dispută, să-i vezi că driblează 1, 2, 3 adversari și îmi scriu goluri. Nu vorbesc de cei doi, vorbesc în general, dar și da, valabil și pentru cei doi. Iar dacă jucătorii ăștia fac acum 10, 20, 30 de asemenea milioane, nu știu de ce, dacă se referă la lei, e regulă. Cred că Sâmărtean, de exemplu, da, ar fi avut un preț de cel puțin 3 miliarde de euro. Pentru că Sâmărtean, tripla, fotbalist... Acum, domnul Porumboiu, dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine pe Gigi Becali și așa mai departe. Știți că astea sunt, de fapt, niște strategii să le umfle cumva cotele artificiale. Nu, dar nu poți, pentru că nu știi care și el dar putea să creadă. Poate jucătorul respectiv ar putea să creadă că unul era de 100 de milioane, un jucător tot de, mă rog, de la acea echipă, dar dacă îi dă cineva cu 500.000 de euro, că clar da cu cea mare bucurie. Dar nu asta vorbim, pentru că până la urmă jucătorul chiar crede că e de valoare aceea și o las un pic așa, mai cum să spun, mai, el trebuie să muncească și revenind un pic la Stanciu, da, cât a fost la Vaslui, când l-am adus la Vaslui, a făcut un, mă rog, l-am transferat, nu aveam voie să facem transfer, a fost o perioadă mai ciudată și pentru noi atunci. Și s-a dus la Dinamo, să-i zică mersi lui Giovanni, care l-a scos de acolo și l-a dus pe calea cea bună, că altfel meritau Giovanni Becali, mă refer. Da, da, da. Meritau o suspendare cât se poate de declară, l-am adus și când l-am adus i-am făcut cel mai mare bine care se putea face unui fotbalist, că a venit lângă acești, să spună, fotbaliști și fotbaliști adevărați. Dar de ce să fac această precizare? Că după antrenament Ada Hilton rămânea, vă dau cuvântul de oră, cel puțin încă o jumătate de oră, o oră și executa loviturile libere. Și l-a luat pe Stanciu și a spus, dar rămâi și tu lângă mine să execuți. El exista de o parte a stângă, Stanciu de o parte a dreaptă. Tare asta! Cum lovea mingea la început Stanciu, să fim serioși, că îi spun, îi cam scotea peticile din ea. Dar după aceea, văzând, mă rog, că ai la cine să te, cum spun, să vezi execuția, să vezi unde, ca la copii, unde vezi, unde pune piciorul în dreptul micii când execută, mă rog, piciorul de sprijin. Sunt multe lucruri care țin de a vedea și de a vedea exact pe viu. Tu înveți pe viu de la cel care... la cel care e într-adevăr profesionist. Și Ada Hilton era antrenament să nu rămână, mă rog, și la vârsta lui, să nu rămână după fiecare antrenament. Lua unul din portar, portarul de rezervă și le punea cu mâna la vincul din aici. În timpul meciului tot la fel făcea. Deci nu era nicio... Bine, vorbind de un fotbalist cu experiență imensă, cu peste 150 de da, meciuri în Serie A. Exact, dar care rămânea și se pregătea. Da. Și se pregătea în... I-a prins bine după treaba asta și a perfecționat până la urmă acest procedeu de lovire a mingii și, mă rog, este. Dar e greu. Mie când îi vedea un fotbalist că dă din ăștia care se spune că dă o pasă de 50 de metri cu exteriorul, zic, da, domnul, este fotbalist. Atunci, mă rog, fiecare poate să facă fel de comentarii, fiecare poate să arunce orice preț vrea în lumea asta, dar e, cum să spun, devin hazoase așa. Dar bun, legat de hazard, domnule Porumboiu, cum vedeți varianta ca Liga 1 să se joace în Turcia, să se reia campionatul în Turcia? E o prostie. Asta arată și nivelul de pregătire a celor la Ligă. Toți așteaptă, toți trăiesc și fotbalul românesc din banii de la... mă rog, banii de la televiziune, unii așteaptă de la primării, la consilii, alții au avut norocuri mari, s-au născut cu teren după ANRP-ul ăsta și i-a făcut și pe aia a făcut capitale. Și bravo, merge foarte bine, n-am nimic împotrivă, dar să vii la ligă, să gândești în maniera asta că tu poți să duci campionatul să joace în... Asta înseamnă că o gândire mică de nivel de
competiție, cum spun așa, de raion, ca să nu mai spun, dacă și nu mai e contra sunt regulamentelor pe care le-au făcut. Nu. Asta eu mă așteptam. Dacă ieșeau cu un comunicat sau discutau tot prin Skype cu ceilalți conducători de cluburi și să vină la capitolul organizare. Eu părea mea că la 1 iunie se poate relua campionatul. Și vă mai dau un exemplu care îi concludem. Să știți că prima țară unde va începe, unde se va relua campionatul inter, va fi Germania. Și de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că chiar nemții sunt bine organizați. Ce ar însemna bine organizați și de la ligă treaba asta? Ar însemna foarte clar să stabilească niște date concrete, să se dispute meciurile ori cu spectatori, ori fără spectatori. Dacă pui cu spectatori, este, să spun, obligatoriu să îndeplinești toate condițiile care sunt impuse acum de regulile astea care trebuie să respectate și spectatorii pot sta, dacă dai voie să vină 500, 1000, că nu sunt, n-avem tot timpul meciuri cu 30, cu 40 de mii de spectatori, să stea la o distanță de 2, 3, 4 metri, să poată organiza, dar pentru asta trebuie o organizare impecabilă. Adică toți jucătorii, toți care participă, de la, mă rog, o echipă care sunt nu numai 18 jucători, dar sunt și masori, sunt și doctori, tot stafful respectiv, trebuie să fie verificat că nu are niciun fel de problemă și să-i să ia testul ăsta care trebuie mai mult decât obligator la un moment dat și te prezinți într-o competiție bine organizată, în așa fel încât să nu fii nici la mai mic risc privind, să spun, viața, până la urmă, că asta este... Da, avem infrastructură, domnule Porumboiu, să organizăm corect, cum spuneți dumneavoastră, competiția în situația actuală? Păi, dar de ce să nu poți să organizezi corect? N-ai spirit, n-ai în astea de, mă rog, de igienizat, de controlat, de făcut. Sunt niște lucruri care, până la urmă, este vorba de viață și nu te poți juca cu treburile astea, dar poți să preîntâmpi treaba asta prin controlul medical care la fiecare, mă rog, la fiecare etapă. Dacă nu la fiecare etapă să faci din săptămână în săptămână testul la 2, la 3, la 5 etape să vezi ce se întâmplă, să-ți asumi riscul că totul este sub un control desăvârșit și atunci poți să, ca și cum merg cei, la, cum merg cei care lucrează la, mă rog, în diferite societăți economice, intră, dar oamenii sunt verificați de la poartă, se fac toate analizele care sunt de făcut și atunci ai niște, cum să vă spun, să spun așa, să te organizezi, să spun până la urmă, punctual. Bine, sunt multe, nu să acum să ține o lecție ce ar trebui să facă ei, dar trebuie să depășească treaba asta, că mergem în Antalya, ce se face, să mergem în Antalya. Prin Antalya, gripa e, cum spune, mult mai, haideți să fim, mult mai, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, mai aprigă decât este în România. Și atunci ce faci? Fugi din țară, te duci acolo, transport, n-ai, cine-ți garantează ție că și vestiare și tot ce se întâmplă sunt sterile. Sunt sterile și jucătorii până la urmă trebuie să răspunzi, dacă ești la un club, răspunzi și tu ligă, faci în așa fel încât, ce să zic, organizezi prin medici și prin oameni de specialitate în așa fel încât să poți să intri în cursul normal al vieții. Dacă stai așa și crezi că te duci în... Bine că nu au spus în Bielorus, că acolo făceau saună. Acolo se joacă, e normalitate. Poftiți? Acolo se joacă campionatul, e normalitate. Nu e bun ceea ce se joace, dacă păi ei nu-i atinge nimeni. Hai să fim serioși, avem din ăștia, mai avem noi personajii care spun că păi nu ating virusul. Atinge pe oricine care nu respectă niște reguli și care crede că... Cum adică? Crezi că virusul ăsta alege? Mă alege pe mine sau pe dumneavoastră sau pe domnișoara că suntem mai frumoși sau mai urâți? Dacă eu nu respecti regulile care sunt impuse, vine și peste tine. Că nu... Vedeți LPF-ul să scoată o sumă de bani pentru aceste teste? Pentru că vor fi cluburi avariate, vor spune că de ce să le plătim noi? Adică e interesul mai mare al LPF-ului? Păi, după ce a spus dumneavoastră, mă gândesc și la cluburi, dar n-au mână numai de luat, că se făceau popi. Adică trebuie să înțeleagă că trebuie să organizeze ca să aibă liga, să le dă, să le dea numai liga, să le dea din... E și treaba lor de organizare, să organizeze, să fie, să spun așa, în...
în ton cu ceea ce trebuie să fie. Până la urmă, nu te poți arunca că începi un campionat și să vezi că vor muri oameni sau vor... Nu, e, da, în schimb, poți să te preocupe gândul, ideea că poți să găsești soluții care să fie viabile și să nu atentezi la sănătatea, la sănătatea individului, indiferent că e conducător, că e jucător, că e masor sau ce, da. Mă rog, ce... Domnule, primim multe întrebări pe Facebook de la privitori, pentru că vreau să vă adresez câteva dintre ele. Prima ar fi: regretați că nu ați ales de la început un alt oraș în care să faceți performanță? Părerea mea e că orașul Vaslui nu putea mai mult de atât, spune Adrian Constantinescu. Nu m-am gândit. Eu am vrut să fac ceva la Vaslui ca să rămân aici, să fie un lucru pentru, am făcut pentru cei din Vaslui. Nu sunt de acord că nu putea orașul Vaslui mai mult de atât. Mai mult decât putea să facă oricine, au făcut și șmecherii care au condus Federația și Fotbalul Românesc și Liga Profesionistă. Pentru că titlurile s-au dat, nu s-au luat pe teren. Asta a fost toată situația și am spus de prea multe ori și n-are sens să mă repet niște lucruri care sunt evidente și cu probe și cu toate, dar n-aveai ce să faci. E incredibil ce spuneți, păi, și da, confirm da. Și eu, pentru că un antrenor, nu-i dau numele, exact asta mi-a spus, era la Rapid și a spus lui George Copos: singura șansă să luăm titlul este să cotizezi. Dacă nu cotizezi, n-avem șansă. Copos a spus că nu e adevărat că avem echipă puternică și pe aia a pierdut titlul. Nu o să dau numele, că na. Dar... Și până ce a trecut și George... Mi se pare incredibil. Ce? La mulți ani pentru toți astăzi, pentru toți, da, George, da. Și Gheorghe, care, care îi cunoaște și nu-i cunoaștem. Da. Dar nu e specific ce s-a întâmplat, e domeniul istoriei, dar vedeți că nu fotbalul este doar ciupit, să spun așa, de astfel de apucături, care n-au niciun punct comun cu ceea ce înseamnă normalitate, întreaga societate. Nu poți să spui că numai fotbalul. Fotbalul e un mic eșantion în care s-a dezvoltat, să spun. Mă rog, a fost mediu prielnic pentru o asemenea abordare. Da, asta e situația. Dar societate... faceți niște afirmații și dacă ne reamintim că și FC Vaslui a fost de multe ori implicată în diverse acuze, că s-au făcut jocurile unora sau altora. Ca de când exemplu, vă rog frumos, punctual. Când vă uitați așa în urmă la... A spus că și Vaslui. Când a fost implicată Vaslui într-un joc de comisie? Nu, de acuzele sau... care s-au făcut între dumneavoastră la nivel de conducători și de fiecare dată când pierdeau unii. Dați-mi un exemplu anume. Că trebuie să aveți un exemplu. A făcut o afirmație că a fost implicată în jocuri și a fost acuzată. Haideți să ne amintim, sezonul 2006, finalul, când au care fost... Care finalul? Deci primul sezon al Vaslui în Liga 1. Este destul de urâtă, dar nu mă privește pe mine, să știți. Eu în viața mea n-am stat, cum să adică, să dăm meciul la... Uitați, păi da, dar vă acuzau. Știți prea bine că noi aveam în presă Una s-a acuz pe cineva care e implicat într-o măgărie și alta să... Și asta vă întreb. Acum, cum priviți acele certuri? Pentru că dumneavoastră erați mereu în tot felul de discuții cu astfel de personaje, omologi de la alte echipe. Ce le spuneați jucătorilor? Ce mai sunați separat pe acei oameni și urecheați? Păi ce să le spun separat? Eu ziceam și discutam un singur lucru. Eu aveam niște prime, ofeream niște prime extraordinare, cu mult peste tot ce se putea premia în campionatul intern, numai și numai să câștigăm meciurile. Nimeni n-a dat primele pe care le dădeam și dacă le dădeam acele prime, era și o ambiție și o dorință să batem acele echipe, care să fie permis această afirmație. La vremea aceea, astea mari care sunt, mă rog, erau sub Vaslui și au stat o perioadă lungă sub Vaslui. Se bucurau când prindeau locul 4, locul 5. Deci erau orgolii. Păi ați prins două locuri 3 și un loc 2, dacă nu mă înșel, nu? În perioada în care ați condus Vaslui. Mă rog, dar cu două titluri care au fost luate cu japca de alte echipe și cu măgării incredibile. Da. 2011-2012, într-adevăr, incredibil, ați pierdut titlul la un singur punct de CFR Cluj. Că și dacă vă dau un exemplu, vă amintiți meciul de la Sibiu cu portarul Bento sau cum îl chema de la CFR când a dat pe lângă minge și a dat Sibiu? Și câte și mai câte dacă... Dar vă întreb altceva, domnule Porumbu, uman vorbind,
băgați sume imense de bani în perioada aia, erați acolo, erați atât de aproape, sunteți un om orgolios care iubește performanța. Cum vă simțeați dumneavoastră când stăteați singuri și vă gândeați, uite domne, nu am reușit să câștig titlul, deși, spuneți dumneavoastră, aveam toate șansele corect să câștig? Ghinionul meu, că după aia am stat singur. Dar mă rog acum ca să glumim. Nu te poți gândi decât că, dom'le, știam să întâmplă, dar n-am avut puterea să, cum spun eu, să mă las și puterea să-mi dau seama că, indiferent ce aș fi făcut, cărțile erau măsluite. Dar credeți azi, că în momentul de față azi, mai, da, se mai fac cărțile cum se făceau în vremea în care investeați dumneavoastră? N-am de unde să știu și nici nu mă preocupă treaba asta. Dar ce simțiți când vedeți meciurile din Liga 1? Că aveți ochiul format, vă dați seama așa. Da, un fotbal subțire, două, trei echipe, maxim patru, care joacă un fotbal adevărat. Multă vorbă, spectacol puțin, fotbaliști modești. Deci nu poți să spui că vezi niște lucruri care ar fi de calitate și un fotbal care atractiv să... Da, mă rog. Domnule Porumboiu, dacă știu, o să spuneți că nu mai e posibil, dar să facem un exercițiu de imaginație. Dacă mâine dimineață vă treziți, vă beți cafeaua și vă vine așa un gâghea că mă întorc în fotbalul românesc, ați mai avea puterea financiară să vă luptați cu echipele mari de acum? Nu se pune problema așa. Dacă m-aș scula cu asemenea gând, primul gând ar trebui să chem ambulanța. Și să ne pun la cap. În ce am trecut, chiar mi-ar trebui. Dacă am astfel de gânduri, normal, trebuie să chem să vină ambulanța. Pentru că la ce s-a întâmplat și ce măgării au fost și eu, că nu le-am făcut publice. Dar probabil că, mă rog, când mă voi mai liniști și mă retrag, e foarte, foarte, foarte interesantă va fi. Foarte, foarte... foarte, foarte interesant va fi de... Pentru că, mă rog, s-au întâmplat lucruri și s-au distrus prietenii adevărate între timp. Multe, multe lucruri care... Nu. Da. Sub nicio formă, nu că o dată cu vârsta îți vine mintea la cap. Nu, dar știți de ce vă întreb? Am primit acum un mesaj, deci mesajul este imens pentru dumneavoastră, ca o scrisoare deschisă, nu pot să citesc tot, citesc doar câteva bucăți. Rugați-l pe domnul Porumboiu să preia Dinamo. E complicat pentru Dinamo, scriu de 7 ani că trebuie să scăpăm de Negoiță, mă rog, și tot repetă să vă rugăm pe dumneavoastră să luați Dinamo. Cum răspundeți? Mulțumesc de invitație, dar nu dansez și nu-mi place să mă duc la o masă unde n-are picioare. Adică Dinamo în gestiunea domnului Negoiță nu mai are nicio șansă? Stai un pic, vă mai zic un mesaj domnul Porumboiu, că sunteți cel mai bun conducător de club. Mi-aș fi dorit să fi preluat Porumboiu Rapidu, spune Marius Grozav. Vă iubește lumea, se pare. Asta da, cu Rapidu da, a fost o... Și să știți acum, nu știu dacă am mai spus, dar îmi place să repet treaba. Asta am fost foarte, foarte aproape. Am avut lungi negocieri cu George, care îl respect și pot să spun că îmi este prieten. Vorbesc de Copos. Da. Și o să-i transmit și personal și prin dumneavoastră, repet, pentru a doua oară, la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi Sfântul Gheorghe. Mă rog, deci am fost foarte, foarte aproape. Cât de aproape, domnul Porumboiu? Dați-ne câteva detalii din negocieri. Foarte, foarte aproape. Am stat mult, că, ca să fiu sincer, au fost așa lungi perioade de negocieri și foarte, foarte aproape. S-a întâmplat ceva ce, mă rog, n-am prevăzut nici eu, nici el. Da, mă interesa și eram chiar rapid. Asta pe când? Când eram echipa, mă mai implicam la Vaslui și a fost momentul în care, mă rog, am pierdut titlul atunci și trebuia. George a avut dreptate, că nu o să pot niciodată să... Deci 2012, cam așa. Poftim, da, cam așa ceva și... Discuțiile au fost lungi, dar până la urmă cred că am făcut bine. Semnalul a fost bun pentru că am fost dezamăgit de reacția spectatorilor în momentul în care l-au arestat și se judeca dosarul lui Copos la... Când s-au dus cu coliva. S-au dus cu îmbrăcat, cu, mă rog, cu făcut în astea de ținut, lucruri urâte.
Și am zis, Doamne, bine că n-am făcut treaba asta și de atunci și nici nu mai sunt, cum să spun așa, de aproape. Sufletește, da. Înainte de 89, ca să vă spun și treaba asta, că eu am fost arbitru, indiferent ce spune, eu am fost arbitru. Eu n-am fost din asta să mai aibă cineva și vă dați seama că arbitram cele mai multe meciuri Steaua Dinamo și pe vremea aia și după vremea cealaltă. Și toată lumea, Dinamo avea coloana lor de arbitri, încolonați, Steaua avea coloana lor de arbitri. Eu n-am fost afiliat, dar, nu știu, așa, mi-au plăcut, mi-a plăcea să arbitrez în Giulești, o atmosferă, așa cum se spune, destul de plăcută și erau mai necăjiți. Și nu mi-a plăcut niciodată să dau un om necăjit și chiar am rămas, multe meciuri au fost așa, ca un, am fost ca un porbonor pentru ei, până s-a întâmplat un meci la Pitești, Rapidul cu Pitești cu 90, au avut spectatori niște acțiuni din astea deplasate și ușor, ușor să, cum să spună, ne-am, cum să spună... V-ați mai domolit pasiunea. Nu era o pasiune, era o simpatie, așa că toți, eu știam, se întâmplă în arbitrajul românesc și știam cum erau toți. Primeau arbitri care, mă rog, sunt mari, sau au spus ei că au fost mari, primeau bilețele la indirecte, pe cui se dea cartonaș și galbeni și ce să facă, vă dați seama. Da. Am rămas de multe ori așa, siderat, deci, dar eu n-am avut treabă cu niciun fel de echipă și chiar pot să spun că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și unde am fost impecabil a fost cea de arbitru. Celelalte mai se mai poate discuta. Adică o să vă întreb legat de asta, dar spuneți-mi, vă rog, domnule Pornului, să zicem că ați fi luat Rapidul. Stau și mă gândesc dacă la Vaslui ați adus atâtea vedete pe la Rapid, cu ce suporteri și ce emulație era, înseamnă că făceați PSG de România. Nu, e greu acum. Dacă nu s-a întâmplat, ce sens are să spun ce aș fi făcut? Nu s-a întâmplat. În schimb, repet, am rămas într-o relație excelentă cu George. Asta este viața. Nu s-a întâmplat și de multe ori nici nu-mi place să spun ce aș fi făcut, ceea ce n-am făcut. Dacă n-am făcut, n-am făcut. Punct. Nu mai pot să spun. Aș fi întors, trenurile nu mai mergeau înainte, o luau înapoi. Nu se mai dădea la poartă la 20 de metri, dar se trecea la poartă în afara stadionului. Deci, nu, astea sunt doar simple, să le spun așa, mă rog, comentarii din astea, să spun așa, la gura sobei. Acum toți stau oamenii în casă și pot să asculte. Dar astfel, făcând o paralelă între ce conducători aveam în acea perioadă și ce dueluri, orgolii, ambiții și ce vedeți astăzi în Liga 1, că tot ați menționat și de Rapid, apar tot felul de investitori, primării, cum vi se pare? Nu, una, erau campioate cum erau și erau măsluite din cauza celor care conduceau, federația, arbitrii, Liga Profesionistă, care erau măsluite, dar... În rest, erau conducători care nu pot fi Timișoara că n-avea conducători, că din potrivă. Erau echipe puternice și era un campionat în care se investea foarte mult. Chiar Urziceni, care a ieșit și campion, trecând mai departe, cele consacrate de acum. CFR-ul avea, să spun așa, tot timpul, era colivă, ei aveau bomboana pusă pe colivă. Deci, multe echipe care, Rapid, nu mai vorbesc, deci erau echipe care, vă spun, trăgeau la titlu, se băteau, Craiova, chiar Craiova lui Mititelu, care multă lume îl înjură pe Mititelu, dar Mititelu și-a băgat banii lui, atenție. Așa, Mititelu, dacă primea și el la NRP 100 și ceva de milioane, făcea Craiova... Aoleu, că... domnul Porumbăiu, o să sară Rotaru pe dumneavoastră acum. Cine o să sară? Rotaru. Dar cine e Rotaru? Sare și Rotaru pe mine chiar înseamnă că mă duc, stau încă vreo 20 de ani să stau în carantină. Ce dacă? Eu spun niște lucruri aia. Am o admirație pentru Mititelu, care a băgat banii lui personal, banii familiei. El n-a venit cu bani de la NRP sau nu știu de unde. Aștia sunt... Dacă are ceva împotrivă, să poate să conteste, să mă dea în judecată, dacă cumva... Se iasă la interval, cum se spune în fotbal. Portiți? Se iasă la interval. Nu, glumesc. Nu, dacă, dar nu, eu spun lucruri reale. Eu n-am intrat în discuții cu noi să spun povești nemuritoare sau nu știu ce. Eu spun lucruri concrete și am vrut să apreciez din cei care au fost foarte mulți și
Nici nu vreau să-i enumăr pe toți care au fost conducători și care aveau echipe și se implicau. La marea măsură erau banii lor, banii lor, nu banii de la nu știu unde, nu banii la județ, nu banii la primării. Nu. Deci erau oameni care s-au implicat. Sau, da. Din păcate, unii din ei au sfârșit-o destul de prost și faptul că unii dintre ei au să spun, au intrat în închisoare, multe lucruri care s-au petrecut, dar fotbalul avea mult mai mare calitate decât cel de acum și eu nu pot să, n-am niciun fel, am prietenie cu Mititelu, dar sunt un om obiectiv și omul ăla, când bagi banii tăi și bani rup de la, mă rog, de la familie, treaba asta, trebuie să respecti pe un om de rest dacă ești așa mare, să-l înjur pe Mititelu sau să vorbesc cu de el. El a făcut ce a putut și omul, dar și la erau lucrurile limitate, că a fost de multe ori și el, mă rog, pus în situații neplăcute. Dar e adevărat. Eu spun de lucruri care s-au petrecut. Nu? Domnule Porumboiu, spuneați de perioada în care ați fost arbitru, că ați fost un arbitru corect, echidistant, dar că erau echipele mari care aveau arbitrii sub comandă, să spunem așa. Categoric. Cum categoric comentați? Și nu are sens acum o să apară treaba asta. Erau coloane. Coloana lui Dinamo, coloana lui Rapid. Și, pardon, am greșit. Coloana lui Steaua, coloana lui Dinamo. Da. Și erau arbitri care erau clar nominalizați pentru, mă rog, și când cum jucau... Cum vă făceați loc printre... Poftiți? Eu nu mi-am făcut loc. Nu. Ei au avut nevoie de mine, că la meciul de direct aveau nevoie de arbitru corect. Și știau de fiecare ce poate fiecare. Asta e tare de tot, domnul Porumboiu. Poftiți? Asta e chiar tare. Aveau nevoie și de arbitru corect. Păi, dar aveau nevoie între ele ce puteau să facă, că să mâncau între ele. Și vă dați seama, juca echipa securității cu echipa partidului, juca echipa lui Ceaușescu cu echipa lui Postelnicu. Vă dați seama că nu era ușor și numai Postelnicu nu avea numai treaba asta. Câți erau din ăștia care... Povestiți-ne un pic, vă rog. Am arbitrat un meci... Așa. Am arbitrat, mă rog, un primul meci Dinamo Steaua, l-am arbitrat, nu știam, m-a sunat neapetit tot nu să-l ierte. Eu eram delegat la Cugir cu CFR Cluj în divizia B și m-a sunat, am plecat să jucam meciul sâmbătă, am plecat vineri dimineața cu trenul până la Șibot și când am ajuns la Șibot, să mă aștept o mașină să ajung la Cugir, în gara la Șibot cine era? Era comandantul miliției județene la Vaslui. Ce fi cu ăsta? E nebun? Ce mă? Păi, știi că arbitrezi Dinamo Steaua și păi trebuie să mergi la să ne întâlnim cu tovarășul Gorbulescu la București, la Ministerul de Interne. Păi, ce să caut eu acolo? Și, mă rog, am mai povestit treaba asta. Așa. Am arbitrat meciul, când m-a anunțat repetică tătar la telefon, sincer să fiu, când mi-a spus că arbitrez Dinamo Steaua, prima, așa, parcă mi-a picat telefonul din mână. Nu mi-a picat, dar a fost o senzație că mi-a picat telefonul din mână. Aveam 5 meciuri în prima ligă. Aveați emoții? Normal, că emoții n-ai cu la orice meci avea emoții. Și s-au făcut presiune asupra dumneavoastră? Când ajung la Vaslui, ca să plec spre București, m-am întors cu trenul, nu m-am dus la București, m-am întors pe Timișoara, Iași. Și când am ajuns la Vaslui, mă căuta șeful clubului Steaua. La Vaslui. Și era chiar în hotelul care mi-a aparține astăzi. Așa. Și să discute cu mine. Dom'le, n-am ce să stau cu dumneata, eu trebuie să anunț federația. Și am anunțat federația. Și vorbeam, era Mircea Pascu, vicepreședinte, secretar Dinulescu. Și când am început să spun, amândoi mi-au spus să vorbesc în șoapte. Eu am spus, ce să vorbesc în șoapte? N-am să vorbim în șoapte. Asta s-a întâmplat. Au anunțat pe toate canalele și pe Dinamo și pe Steaua, vă dați seama. Și după treaba asta, au anunțat și la jucători, la antrenori, și spune, arbitrează un nebun. Eu eram nebunul, că i-am anunțat că m-au votat unii și alții. Bun, și au fost multe chestii care, nu are sens să le amintesc, dar unul mai așa, mai cum să spun. Am așa, eu un episod pe care vreau să vă întreb să-mi spuneți ce știți.
Cornel Dinu a scris în cartea sa cum a intermediat o șpagă între Bernard Tapie, patronul Marseille. Nu, am o rugăminte. Nu comentez subiecte scrise de alții și subiecte spuse de alții, mai ales că e bine cunoscută, mă rog, relația rece pe care o am cu Ion și nu are niciun sens. Ca să comentez. Deci știți despre ce e vorba și nu vreți să comentați. Refuz categoric să discut despre acest subiect. Doar vreau să vă mai continui cu un meci care a făcut mare scandal, să juca o promovare în divizia A la Baia Mare și că văd că, mă rog, unul care pe timp era șofer la club acolo și a comentat despre mine. Le reamintesc la toți că la acel meci m-au căutat înainte de meci cei de la Petroșani și au venit cu o sumă de bani imensă la mine. Ce înseamnă imensă, domnul Porumboiu? Cât? La vremea era vorba de 100 de mii de lei, care însemna o mașină jumate, cum ar veni, de o Dacie jumate. Și am anunțat pe toate căile, federația, am anunțat tot, a fost un scandal, s-a prelucat acest caz în toată țara. În toată țara s-a prelucat acel caz, cu toate echipele, la Jefsuri, toate echipele au fost anunțate de acest lucru. Mi-am făcut datoria, am anunțat, am mers când s-a arbitrez, a intervenit Cernopolul, ne-am dus din nou, până la urmă o echipă Jiu, cred că a făcut 2-2, dacă rețin, au provat în prima ligă, mulțesc că era antrenor și jucător, deci a ieșit o treabă, cum spune, destul. Pe urmă, cel care trimisese era ministru, dacă nu greșesc numele, Dumnezeu să ierte, dar cred că a decedat Surulescu sau cam așa ceva și s-a îmbrăvâtă treaba asta, că era eroul muncii socialiste, nu s-a întâmplat nimic, dar au fost ceva concret, adică... Da. Și atunci am avut, cum să spun eu, tăria. După aceea s-au mai întâmplat, au mai trecut niște ghiulele așa pe lângă mine, după perioada când am fost arbitru, dar nu știu de ce... Deci n-am reacționat cum am reacționat ca arbitru. Asta este o altă poveste. Repet, s-au întâmplat mai multe lucruri din asta și nu s-a apropiat nimeni de mine, iar cine spune altceva sau cine mă confundă cu alte persoane, e problema lor și să fie sănătos, dar eu știu, conștiința mea e curată ca arbitru. Rețineți, fac precizare, vezi doar de cariera mea de arbitru unde am fost impecabil. În restul, viața, nu pot spun că de când m-am născut până acum am fost o persoană impecabilă din toate punctele de vedere. Asta e un fel de mărturisire, așa? Păi nu, e o realitate, nu poate. Poate să spună cineva că n-a comis anumite, nu păcate, dar chiar păcate, sau n-a comis anumite erori, mi-aparțin și mie, slavă Domnului. Dar eu vorbesc de arbitru, cariera mea de arbitru, asta. Și mă deranjez când apare fel de... mă rog, de comentarii în astea care n-au niciun punct comun cu realitatea în ceea ce mă privește. Domnule Porumboiu, din postura de patron de club, spuneți-ne, vă rog, care a fost antrenorul cel mai apropiat de sufletul dumneavoastră și care a fost antrenorul care v-a enervat cel mai tare de vă venea să-l strângeți de gât? Nu o să vă surprindă ce vă spun. Relația mea cu marea majoritate antrenor a fost una perfectă. Eu le spuneam, ei ascultau, deci nu au fost. Sau vă lăsau impresia că ascultă. Ce simpatie. Nu, i-am respectat pe marea majoritate, i-am respectat și n-am avut. Și vă dați seama că au trecut aici antrenori de antrenori, că tot ce a fost cremă de antrenori în România a trecut și la Vaslui, dar nu pot decât cu simpatie, n-am cu niciun fel de... Chiar cu Dorinel am avut o dispută la meciul cu Steaua, dacă vă amintiți meciul acela care a fost cu Cântec. Cu Cântec. Așa și... Parcă cu Cânu eliminat sau cu Dinamo a fost cu Cânu? Cu Cântece, nu cu Cânu. Nu, știu, dar a fost un episod și cu Cânu, mi-au aminte, când a luat al doilea galben la jumatea terenului, va enerva rău de tot. Nu mai știu dacă cu Dinamo sau cu Steaua. Dar nu, vorbim de Steaua acum. Okay. Cu Dorinel și chiar am avut o discuție recentă cu el și am avut niște discuții așa mai...
neprincipiale, să le numesc așa, dar acum am o relație, am vorbit la telefon, vorbim, nu am niciun fel de problemă, cu toți, nici, indiferent că se cheamă Rednic, Mulțescu, Viorel Moldovan, Viorel Hizo. Hizo avea o problemă, avea un jucător preferat care nu prindea nici primii 18 jucători și aici am avut eu niște contre. Pe nu cine? Nu vă spuneți pe ce jucător e vorba, că e prea mare. Hai, spuneți-ne, vă rugăm frumos, că ne faceți curioși acum. De Stanciu. Mă certa de... Mă rupeam două ce l-am adus pe piticul ăsta. Bă. Și până la urmă, a vrut, a trebuit să joace. Și n-am greșit cu el, că l-am forțat să joace. Dar asta e, dar Nea Viorel, un om super, super profesionist și n-am niciun fel de probleme. A fost o dezamăgire sufletească pentru dumneavoastră Vali Badea, unul dintre copiii pe care i-a susținut, i-a crescut și le-ați dat mulți bani la Vaslui. La un moment dat a făcut niște comentarii, mi-aduc aminte, la adresa dumneavoastră, care nu-i făceau cinste pe atunci. Nu, n-am reținut. Ce comentarii a făcut? Mă rog, că se îmbracă la mormântarea dumneavoastră în costum alb, în 2008, după ce s-au zis Steaua. Nu cred că a spus treaba asta. Ați spus dumneavoastră că i-a scroit vreo două palme, mi-au cam minte. Păi dacă nu-i dădeam alea două palme, n-aș deja fotbalist. I-au prins alea două palme, pentru că nu vreau să vă spun în ce postură l-am prins. Și atunci... Știu, l-ați prins în spatele blocului cu o domnișoară, de-a făcut întindere. A făcut întindere că am picioare, fraierul. Putea să găsească cu pat. Incredibil. Da, erați mai mult decât un patron. Trebuia să stați așa ca un tătic după ei, să-i alergați, să-i urecheați. Nu stăteam. S-a aflat orașul fiind mic, vă dați seama. Mulți credeau că sunt ascultați și urmăriți. Că oriunde se duceau, ci că dumneavoastră sunați imediat și întrebați. Băi, ce faci în drum spre Iași? Sau... Nu. Erau și, mă rog, și multe lucruri. Crezi că eu mă ocupam de ei, să știu. Mă sunau oameni care, mă rog, care... Cei care erau în anturajul clubului, dar persoane care, Vaslui și Iași, nu sunt niște metropole, spui de mai că te duci undeva. Am trecut că, apropo, doi jucători care aveau același nume. Așa. Plecam spre o zonă în asta de agricolă și ploua, era o vreme urâtă. Și trec, și la un moment dat era o bodegă de aia de țară, da? O bodegă urâtă în aia, ponosită, hai de mama ei. Mă dau doi jos de mașină și când intru, dar nu bodegă, era un bufet de țară. Și văd, intru, când am văzut după cei doi jucători, domnule, nu vrea să cred. Îmi vrea să le dau cu masa în cap. Mă uitam și mâncau niște cârnați din aia de vai de mama și cu sticle de băutură și mă, dar chiar aici dați-o dracului. Deci întâmplarea a făcut că... Dar cine era domnul Porumbul? Cine era? Nu, fără nume, că sunt oameni maturi acum, au copii și îi lasă în pace, dar ei știu despre ce e vorba. Am spus suficient că aveau același nume. O să mă gândesc, fac știre după aia dacă îmi dau seama, iau loturile lui Vaslui la mână. Domnul Porumboiu. Păi nu, că alea erau focare de hepatită acolo la bufetele alea, care era într-o cătun din ăla, așa, dar ei s-au gândit, mă, nu trece pe aici nebunul să depreședim. Dar care a fost cel mai mare gagicar pe care l-ați avut în echipă la Vaslui? Ar fi chiar plămea să dau și de la gagicar. N-am idee. E boală, își trăiesc viața toți. Adică, mai dacă continui cu treaba asta, o să mă întrebați să-mi dau și mie notă. Și nu, Doamne ferește! Vă protejăm! Imediat ce ați promovat în prima ligă cu Vaslui, ați adus niște nume... Bombă la vremea aceea. Mi-au aminte de Claudiu Răducanu, Cursaru, Adi Mihalcea, Falemi. Făceați transferurile astea pentru performanță sportivă sau era și un orgoliu între patroni? O joacă la nivel de milioane între dumneavoastră, Becali, Copos, Borcea și cine mai era? Când am adus jucătorii aceștia, în primul rând eu au fost aduși și Sabin Ilie, da, pe listă, au fost aduși de Mircea Rednic. În principal, și avea nevoie pentru că promovasem în prima ligă. Am stat vreo 14 meciuri, am deținut un record senzațional, n-am bătut pe nimeni. Și atunci, normal că trebuia să asculte ce spunea antrenorul și am adus, cum să vă spun, jucători, dar erau la finalul carierei. Mihalcea ne-a ajutat cât a jucat.
ca de altfel și ceilalți jucători, nu pot spun că... Dar îmi pare de talentul lui Sabin, Chirie, care s-a risipit mult la repede, comparativ cu talentul uriaș care l-a avut. Da. Bine, el a performat la Steaua și la Rapid, dacă stăm să ne gândim cu adevărat. La Steaua a ieșit goalgetter, nu mai știu, cu 31 de goluri, dacă nu mă înșel, în sezonul 97, iar după aia la Rapid și-a mai revenit un pic. Da, mă rog, asta a fost situația. Când l-am adus pe, când l-am adus pe Claudiu, pe Răducan, l-am adus, nu era Rednic, cred că era Mulțescu. Da. Sau Pandur, nu mai rețin unul din cei doi, cred că Pandur. L-am adus, dar... Da, nu era Pandoru, cred că Mulțescu. Nu rețin exact, să nu fac o confuzie, dar nu are importanță precizarea asta, dar cum să vă spun, un tip simpatic așa și chiar copilăros, cred că era de nivelul claselor așa, ca și gândire clasele primare, numai că numai avea talent, avea în el ce trebuie. A ratat un specimen, dacă ne amintesc eu bine, la Iași, parcă, și ne-am cam, să spun așa, un pic distanțat. Dar păcat de el că nu era fotbalist slab. Ia uitați, domnul Porumboi, ce mesaj am mai primit. Marius Grozav, ați fi jupânul actualilor, așa zici, patron de fotbal, dacă v-ați întoarce. Cu mare plăcere primesc aceste mesaje, dar nu se pune sub nicio formă în discuție așa ceva, pentru că e foarte greu. Dar dacă ar fi, mă rog, ar fi cu totul în alte condiții, nu ceea ce a fost până acum și da. Aha, ați lăsat o portiță deschisă. Ne da speranțe. Nu e vorba de speranțe, e vorba că... Păi sunt, că și pentru noi presa erați exact. Un deliciu dumneavoastră și plus prin ce jucători aduceați, aveam și noi ce să scriem. Corect. Asta de acord cu dumneavoastră, dar datele sunt total schimbate și fiecare gândește în modul care trebuie să-l privească în mod direct... personal, așa, de dragul de a ieși pe sticlă sau de a, mă rog, fi prezentat în fiecare zi și cei prea mult sticlă și strică. Și cred că la toți adăugă această, când a început zavera aceea care a început, cred că cineva a luat hotărârea, mă, ăștia să ceartă dimineață până seara, hai să-i mai, ori îi stropim cu furtunul sau îi luăm și mai aruncăm după ce îi stropim, mai aruncăm și dincolo de grade. Și cred că s-a făcut un pic de liniște, că ne certam dimineață până seara, nu era motiv și nu ceda niciunul, că era Ian, că era de cale, că era Copăscur, toți Borcea, toți erau într-o, cum spune, o ceartă. Și atunci, cred că cineva, acel cineva, cred că s-o fi gândit, măi, atârnați voi cu ăștia și s-a făcut liniște, dar e o liniște totală, că... Ca o liniște fără farmec, într-adevăr. Ca după pandemie. Pentru că s-au întâmplat și lucruri incorrecte și eu am curat să spun. Nu o să spună nimeni, niciun justițiabil în țara asta vreodată, că Cică Popescu ce făcuse și era de caz de pușcărie. Niciodată, da? Ne place umilința dacă omul are valoare, ne place să umilim. Și umilința care a suportat-o Cică Popescu fie una fără margine. Ca după aceea fiecare să știți că n-a scăpat niciunul fără dosare și fără lucruri în astea care nu aveau niciun punct comun cu realitatea. Și eu am stat vreo 4-5 ani cu niște porcării, dacă le citesc. Mi-aduc aminte, cu amenda aia de vreo 17 milioane de euro, dacă nu mă știu. Aia e floare la urechi, eu vorbesc de dosare penale. Deci vorbesc de niște lucruri care sunt de neimaginat. Și s-au petrecut. Și asta unde, dacă ai vizibilitate, trebuie să ia tăia din față. Că dacă ia de la care nu știu ce, nu știe nimeni de el, spune că n-au activitate. Și activitatea au când ia din cei care sunt așa, mai grăsuți. Da. Și puneți ghilimele de rigoare. Da, o lume care nu e perfectă, o lume care nici nu are nimic comun cu democrația reală, o lume care dacă cineva are ciudă pe tine, cum se întâmplă de fiecare dată, și am caz, mă rog,
cazuri evidente și cu mine, mai sunt și alte persoane, până la urmă îți fac. Îți dă înseneadă ceva, îți dă 17 milioane de euro amendă, mai vin cu alții, mai vin cu ăla că nu știu în ce servici, că e SIE, MIE, DIE care sunt și te fac arcea parcea. Nu da. Contează. Trăim într-o țară care legile sunt făcute doar pentru a proteja sau pentru a putea să îți bagi joc de un om până în ultimile, cum sună, picături ale acestei umilințe pe care o suport. Și atunci, orice prezență în asta care are o vizibilitate maximă e mai mult decât dăunătoare. Nu e, da. Și n-are. Fotbal, dacă vrei să dai, am dat ca să fie, cum spună, să fac ceva pentru domnule Porumboiu, insistă producătorul din regie, a pregătit un calup de poze pentru noastră, dacă da. Puteți să le vedeți și să le comentați un pic. Da. Imediat o să apară. Ia să vedem. Scurtit. Șumi, nu? Băia simpatic. Atât că nu mă lăsați să-i fac o analiză așa sui generis. A fost un băia simpatic, dar meciurile în care, mă rog, cu Fenerbahce și meciuri care erau unde trebuia să intervină, obosea repede și s-a așteptat pe bancă. Era tumultos la început și când conduceau... Ei, ați făcut un egal cu Fener. Meciul tur parcă a fost egal până să vă bată. Da, și după ce am egalat la 1-1, după ce am egalat la 1-1, mă rog, a ratat M2 11 metri. Și ne-am prăvălit atunci. Dar își permitea glume cu dumneavoastră și mudică? Dar a venit într-un moment. Pentru cariera lui a fost mai mult decât, cum să vă spun, a câștigat după aceea cu Astra toate felicitările. Dar dacă nu-l introduceam Vaslui în să joace cu Inter, să joace, mă rog, meciurile care le-au jucat în preliminarele Champions League, sincer, nu avea cota care are acum. Și Vaslui pentru el a fost o rampă de lansare, a creat un avantaj. Că regretul meu cel mai mare, vorbind de antrenori, cea mai mare prostie care am făcut-o ca, mă rog, finanțator, a fost că l-am schimbat pe Inacio. Și mult timp m-a marcat treaba asta, că nu avea nicio logică. Și l-am adus pe Șumudică. Mă rog, Inacio, un om extraordinar de valoros, iar după ce am făcut treaba asta, într-un cantonament în Austria, a venit Wesley și mi-a zis că să știi că ai făcut cea mai mare greșeală care puteai să o faci, că l-ai schimbat pe Inacio. Nu l-am crezut inițial, după aceea i-am dat și îi dau dreptate și acum. A fost o singura eroare în privința antrenorilor. Trecând peste Lopez Caro, trecând peste alți antrenori, Inacio a fost un antrenor impecabil pentru Wesley. Și bun profesionist. Vă dați seama, după locul 7 v-am pierdut campionatul la un punct. Da, mă rog, asta este. Următoarea fotografie, da. Să vedem. Ce nu, aici, vede. Nu văd fața, deci văd numai picioarele. Da, nu, mișcați un pic poza să vadă domnul Porumboiu, dacă nu zic eu, sunteți la masă în stânga. La masă în stânga și cel cu mâna cu picior peste picior cine? Așa. Da, mai dați ca să văd și mai jos, da. Mai jos. Mișcați un pic poza să vadă domnul Porumboiu, noi o vedem aici în laptop, dar... Așa. Așa, o vedeți acum? Opriți aici să vadă. Ia, opriți să vadă domnul Porumboiu. Nu-i văd fața, da. Sincer, se vede foarte... Așa, acum se vede stăți dumneavoastră. Aici sunt eu, da. Și mai departe... Probabil era după un meci, că văd că sunteți echipat în arbitru și era și transpirat, deci era clar după meci. Dar nu realizez cine în stânga, vă rog să mă, nu se vede, nu-i... Da, ok. Bun, haideți să trecem la următoarea poza. Nu-i poza... Nu-i poza, reuși. Dacă puteți să o dați un pic pe la mijloc să văd exact, să știu despre ce vorbesc. Bun, haideți să trecem la următoarea și asta vă trimitem după emisiune să ne spuneți măcar că aici. Spuneți cine e stânga, cine e dreapta, ca să înțeleg. Păi nu se înțelege foarte bine. Bun, haideți aici, dumneavoastră cu Cristi Borcea, mă distrează privirea dumneavoastră, vă uitați așa la el ca la un copilaș. Vă mai amintiți ce era mintea dumneavoastră atunci lângă Borcea? Dacă e după un meci care știu, mă gândesc când a venit la Vaslui, am jucat cu Vaslui și a intrat în cantonament aici la hotel, da. Și a ieșit după 2 zile jumate.
Deci. De ce era cu aceeași ocupație ca acum, să înțeleg? O să supere Cristi, da. Își amintește bine dacă e. Da, un tip simpatic, Cristi. Și Cristi, na, n-am avut niciun fel de... Era timpul în care el conducea tot. Știți că el afirma că și firul de la firele de la iarbă aveau... Și vântul. Nu mai vorbesc de vânt, vorbim de fire de iarbă, vântul era clar. Bun, vă mulțumim mult de tot, domnule Porumboiu, că ați fost alături de noi. Vă dorim multă sănătate și să ne auzim cu bine. Bine, numai bine, sănătate. Mulțumim, o zi frumoasă să aveți. Da, povești interesante cu Adrian Porumboiu, sperăm să mai auzim, că ai văzut câte povești are domnul Porumboiu, cred că putem să stăm 3-4 emisiuni. Leger. Da, bun, îți mulțumesc, Carmen, că ai fost alături de noi. Revenim mâine de la ora 10 la ProSport Live, până atunci rămâneți pe www.prosport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o zi frumoasă!